Haideți să citim din Faptele Apostolilor. Capitolul 7, de la versetul 35. Până la versetul 50. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron: fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștrii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustiu, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remphan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustiu cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl făcuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacob. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Aseară a fost eclipsă de lună și am ieșit la plimbare pe lângă lac. Și erau oameni care se plimbau, și perechi, și grupuri. Și eu mă tot uitam cum intră luna în penumbră, că a fost eclipsă parțială și puțin s-a modificat. Și era senin. Și m-am uitat la un moment dat, erau mulți oameni pe lângă lac și nu se uita nimeni la eclipsă. Și le-am atras atenția la câțiva, eu zic, să nu rădați eclipsa. O, mulțumim. Și a început să se uite și... I-am lăsat, m-am îndepărtat și m-am întors și ei toți se uitau și unii s-au întors pe mine și mi-au tot mulțumit că le-am atras atenția spre eclipsă. Și m-am gândit la cuvântul acela din, pe care ne-a lăsat spus Domnul Iisus legat de evenimentele care se vor întâmpla la sfârșitul vremurilor. Când veți vedea aceste lucruri, că se întâmplă, prorociile care se împlinesc acum la sfârșitul vremurilor, și să vă uitați în sus. Vă uitați în sus. Omul este captivat de privirea în jur. Nu în sus, în jur. Se uită la semenele lui, se uită la lucruri. Se bucură de lucrul mâinilor lui, cum zice aici, v-ați bucurat de lucrul mâinilor voastre. Se măgulește, umblă după slava pe care și-o dau oamenii unei altora și nu se uită în sus. Și cum era seară, era și senin. Se vedea foarte frumos eclipsa. Și se întâmplă odată la nu știu câte eclipse de lună, sunt dese. Destul de des se întâmplă. Și da, de multe ori e ignorat și nu le vezi. Și când e senin, merită să uiți să vezi. Dar tot așa se întâmplă ca și neglijarea aceasta unui eveniment astral. Neglijarea evenimentelor profetice care se întâmplă și Domnul Iisus zice să vă uitați în sus. Ce înseamnă să te uiți în sus? Să te uiți în sus înseamnă să vezi un orizont mai larg. Când te uiți în jos, în jurul tău, vezi un
300 de metri, 500 de metri, până la gard, până la perete, până la geam, până undeva în apropiere. Când te uiți spre cer, vezi kilometri. Vezi sute de mii de kilometri, vezi astrele, vezi orizontul. Dacă te urci pe o înălțime, vezi foarte departe. Când te urci, când te uiți în sus, înseamnă să citești Cuvântul lui Dumnezeu, să privești istoria. Cuvântul lui Dumnezeu este istorie și istoria este împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem acest privilegiu de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și acest privilegiu începe cu credința fermă în creație. În faptul că Dumnezeu acum 6.000 de ani a făcut toate lucrurile, a făcut pământul, a făcut pe om, a făcut popoarele, a rânduit evenimentele istorice ca să împlinească planul lui și a ales un popor model prin care să ne învețe pe noi un alt popor model, că și noi învățăm pe îngeri. Și în acest fel, credința, cum am cântat, credința naște credință, lumina naște lumină. Un pic de credință dă mai multă credință. Un bob de grâu l-ai pus în pământ, dă 100 de boabe de grâu. Am discutat cu cineva săptămâna trecută și mă întreabă, de unde vin banii? De unde sunt bani? Și i-am explicat frumos, din Cuvântul lui Dumnezeu, că un bob aduce 30 și 60 și 100 și trebuie să reducem totul la un model simplist care îl găsim în creație. Dumnezeu a lăsat pământul acesta ca să rodească. Pământul rodește singur. Și dacă un agricultor face profit din faptul că pune sămânța în pământ, ară așa și lucrează pământul și câștigă mai mult decât opus, și ăla care i-a construit tractorul trebuie să aibă un profit și să câștige și el. Și la lanțul acesta se întinde și profitul vine de la binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci faptul că un om câștigă este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Deci trebuie să plece gândul nostru de la creație. De la creație ne apropiem de Scriptură și prin Scriptură ne apropiem de creație. Trebuie să împletim în mintea noastră aceste două succesiuni de mărturii care le vedem în fața ochilor noștri. Vedem creația, pentru că ne-am născut în ea și însuși trupul în care trăim este parte din creație și cel mai bine ne gândim la creație atunci când suferim în trup, când ne doare ceva. Când cineva suferă în trup, deja își pune întrebări. Poate că până atunci nu își pune întrebări. Se gândește numai cât de bine îi face lui un trup sănătos și cât de bine se distrează. Dar când începe trupul ăsta care l-a distrat așa de mult să-i creeze necazuri și nu poate scăpa de ele, atunci își pune întrebări. Și face parte din lecția lui Dumnezeu și acest proces de autoanaliză prin care omul începe să-și pună întrebări. Bine ar fi ca orice om să-și pună aceste întrebări înainte să tragă căruțașul de hățuri. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr pe care îl strunești și care îl legi cu zăbala și așa mai departe. Înainte de limitările pe care Dumnezeu le impune celor neascultători, pe care tot îi iubește și pe care vrea să-i atragă spre el, e bine ca omul să-și pună întrebări din dragoste, nu din silă și nu din forță. De aceea noi stând astăzi aici, relativ sănătoși, noi cred că această atitudine a inimii trebuie să fie, Doamne, te iubesc, vreau să-mi descoperi cuvântul tău, vreau să-mi descoperi această succesiune de mărturii pe care tu le-ai pus în cuvântul tău, care au un efect asupra mea. Pentru că am vorbit despre succesiunea de mărturii din creație, este o succesiune de mărturii și din cuvânt și aceste lucruri se împletesc. Și Dumnezeu vrea ca în inimile noastre, așa cum am spus în altă duminică, cuvântul să stăpânească peste simțirile inimii, să judece simțirile inimii, nu să domine în noi sentimentele, simțirile inimii, să nu ne putem dezlipi de ele și să nu le putem judeca și mai bine să înăbdușim cuvântul, dar sentimentele să rămână. Nu este așa. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie dominant și să fie gata să taie și să toace și să mestece sentimentele și să le elimine dacă este cazul și el trebuie să rămână. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu
este împlinit. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește sub ochii noștri și avem mărturia istorică a împletirii cuvântului cu creația. Vedem aceste lucruri în primul rând în poporul Israel, așa cum am spus, care ne-a fost lăsat ca model, dar nu numai în poporul Israel. Pentru cine cunoaște istoria antică, toată istoria antică, toate popoarele acelea care le găsim în antichitate, babilonienii, asirienii, grecii, romanii, îi găsim în Scriptură, chiar și pe arabi. Dacă ne uităm la Rusali, acum e războiul ăsta puternic între Israel și arabi, iarăși. E o continuare. Pe ultimul loc, la Rusali, ce cretani și arabi. Auzim vorbindu-se, bine, erau arabi prozeliți sau evrei dintre arabi la Rusali care ascultau, dar deja ei nu mai vorbeau evreiește, vorbeau arabă. Pentru că fuseseră asimilați în popoarele lor, așa cum în România au fost foarte mulți evrei care altă limbă decât română. Nu știu, acum în Gaza au murit o evreică, Bruna Văleanu, din Brazilia a venit, dar era fugită din România. Părinții bunicii ei fugiseră din România și avea nume românizat. Și avea și cetățenie română, Bruna Văleanu. Și m-am gândit la lucrul acesta. Au fost foarte mulți evrei asimilați pe vremea aceea și Dumnezeu în prorociile lui a scris: voi vorbi poporului acestea prin altă limbă și nici așa nu mă vor asculta. La Rusalii le-a vorbit în limba arabă celor neascultători. Și tot așa, mulți din ei, unii au crezut. Acum să ne întoarcem la cuvântul scris. Ce vreau să spun astăzi este o lecție pentru noi, este unde este inima noastră. Dacă Dumnezeu ne-a scos din lumea aceasta, există riscul real ca să nu iasă lumea din noi. Există riscul ca în inimile noastre să ne întoarcem în Egipt. Pentru că, așa spune Ștefan aici, este discursul, sau cum să spun, proclamația unui om care peste câteva minute a murit. Și a murit pentru ce a spus. Dacă el atunci a început să se tânguie și să zică: stai, că nu m-ați înțeles, eu sunt cu voi, eu... El s-ar fi putut să-și scape pielea și să nu ridice. Dar el i-a întăritat așa de mult, încât la urmă, dacă citim, au ridicat pietre și l-au omorât. Pentru că a adus o mărturie adevărată despre o situație adevărată, cum trebuie să facem și noi să primim cuvântul lui Dumnezeu și să-l transmitem mai departe. Ce s-a întâmplat în adunarea izraeliților din pustiu? Odată vreau să fac o paranteză legată de acest termen. Am mai spus asta, este felul în care Dumnezeu vrea să vedem adunarea. Adunarea de astăzi are un model în Vechiul Testament și este numită adunarea izraeliților din pustiu. Ei au fost cei scoși afară din Egipt. Adunarea înseamnă, asta înseamnă, cei scoși. Eclesia. Acesta este termenul. Și există un termen ebraic pentru asta, nu vreau să-l spun, cred că l-am și uitat, e 4 litere, care înseamnă același lucru. Și când găsim în Numeri și în Exod termenul de adunare, se referă la cei care au ieșit din Egipt. Întrebarea pe care și-o pune aici și ne-o pune în cugetului nostru cuvântul lui Dumnezeu este: odată a ieșit din Egipt, dar idolii Egiptului au ieșit din inima ta? Sau tu ai ieșit din Egipt, dar zici: măi, nu-i normal, mă, nu se poate, nu-i bine. Am ieșit din Egipt, dar uite aici, nu tu ai, că nu este izvor și că nu este mâncare, dar nu este idol. Asta era problema pentru ei. În inima lor erau idoli și când au început să practice închinarea la idoli cu fetele lui Moab, știți ce și-au zis mulți dintre ei? În sfârșit ceva normal. Asta știm. Asta am mai făcut. Și în inima lor s-au întors în Egipt. Când n-au avut mâncare, când și-au dorit să mănânce carne, când tot felul de lucruri, în inima lor erau poftele Egiptului. Și le-au și exprimat.
Ce lecție e pentru noi? Lecția pentru noi este să ne punem în locul lor și în loc de Egipt să vedem lumea aceasta și inima noastră care dorește. Și Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament descrie exact ce este lumea. Pofta firii pământești, pofta ochilor și trufia vieții. Cele trei lucruri care sunt, ce nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Lumea aceasta este plină de aceste lucruri și le consideră normale. Și dacă sunt și în noi, atunci dintr-o dată se creează părtășia cu lumea. Și este trist că în adunarea israeliților din pustiu erau oameni care în inimile lor s-au întors în Egipt. Am citit săptămâna trecută și când citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L aplicăm la viețile noastre. Adică să-L vedem ca și model. Așa de ușor se învață după model. Eu conduc mulți oameni și mă uit la el dacă știe să facă după cuvânt sau știe să facă după model. Sunt unii care îi spui și știe. Poate mai făcut sau e mai perspicace, dar cel mai simplu și fără greș mod de a învăța pe cineva este să-i arăți odată. Iar îți uite, așa se face. Și a doua oară face și el tot așa. Îl urmărești, dacă a făcut bine a doua oară, a treia oară, îl lași singur. Tot așa a făcut și Dumnezeu cu noi. Ne-a arătat un model. Și modelul adunării din Noul Testament este adunarea israeliților din pustiu. Și acum, în pustiu s-a întâmplat multe lucruri. Odată, faptul că au fost scoși afară. Bun, nu mai erau în Egipt. Dar era ceva în inimile lor. Era Egiptul. Erau idolii Egiptului. Era viața din Egipt. Au uitat robia. Și de câte ori uităm și noi binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă, că vrea să fie Domn peste noi, pentru că pe urmă, dacă citim în proroci, zice în Ieremia, mi-aduc aminte de vremea când mă urmai în pustiu, într-un loc nelocuit, adică m-a iubit. Ca și o iubită care își urmează iubitul, chiar dacă e sărac, chiar dacă îi așa, chiar dacă nu-i oferă cine știe ce, dar iubește. Zice, mă urmai printr-un pământ nelocuit. Erau oameni care îl iubeau pe Dumnezeu în adunarea israeliților din pustiu. A fost Moise, a fost Aaron, a fost copiii lui Aaron, au fost Iosua, a fost Caleb și au mai fost oameni care îi găsim plângând la ușa cortului întâlnirii. În același timp găsim oameni răzvrătiți și în același timp găsim și între ei oameni cu inima împărțită, despre care Duhul spune mai târziu, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Rămânem puțin la textul acesta și pe urmă mă duc mai departe la alte texte care ne vorbesc despre același lucru, pentru că nicio prorocie de la Dumnezeu nu se tâlpește singură. Și când citim despre un subiect, Dumnezeu a lăsat mai multe pilde, mai multe prorocii și un singur tâlp. Descriind istoria călătoriei lor prin pustie, zice așa, părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Pe cine? Pe Moise. Și în inimile lor s-au întors spre Egipt. A nu asculta pe cineva are două forme. Împotrivirea activă, când te duci și îl desfințezi ce îi spui, sau nepăsarea. Ignorarea, nesocotirea. Mă, nu mă împotrivesc, dar nici nu-l bag în seamă. Adică eu nu sunt ateu. Nu. Dar Biblia nu o citesc. Sunt el cu Dumnezeu, cu cuvântul lui și cu aia. Da, există Dumnezeu, dar eu cu treaba mea. În inimile lor, zice, l-au nesocotit pe Moise. N-au vrut să-l asculte și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Moise îi scotea din Egipt și inima lor îi trăgea spre Egipt. Iată un model care îl vedem și în noi astăzi. Pentru că Egiptul, lumea acesteia, este prezent în toate ofertele care ne se aduc și acum le avem în palmă. Le avem în telefon, așa zis, telefon. În mai mult telefon. Telefonul e când sun pe altul și transmit sunetul. De aici vine. Ăsta este o sursă de intoxicare, de multe ori. Și pentru cei mai mulți oameni. În inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră.
Ce știau ei? Ei știau industria asta, care era foarte normală. În Egipt, toată lumea făcea de Dumnezeu. Și Aaron a ascultat de popor și le-a făcut. În zilele acelea au făcut un vițel, au dus jertfe idolului și s-au bucurat de lucrul menilor. În sfârșit, erau întristați că n-aveau Dumnezeu. Când au văzut vițelul, s-au bucurat. Au zis, în sfârșit e ceva normal. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. Adică i-a lăsat în voia minților. Și ce mai departe, un lucru pe care l-am citit și am meditat la el săptămâna trecută. A purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipul acela pe care l-a spus ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Am crezut în mintea mea citind aceste că a purtat cortul lui Moloch înseamnă a face un marș, cum se fac astăzi cu prapori și cu tot felul de marșuri religioase, și cortul acesta era un obiect mare. Dar nu este adevărat. Cortul lui Moloch era o amuletă. Era din, s-au descoperit foarte multe. În Egipt și în Canaan era așa cum în Efes. Dimitrie făcea temple de argint ale Dianei, erau micuțe. Erau copii ale templului și le purtau cu ei ca să le aducă noroc. În fiecare avea la el, ori îl purta în buzunar, ori lega la gât, era o amuletă. Și steaua și cortul. Le aveau la ei. Și lucrul acesta, am zice astăzi, ce mare lucru, că nu, nici, nu, odată că nici nu se vedea, și îl avea la gât, îl avea la mână, poate îl avea între bagaje, îl ducea cu el. Lucrul acesta era un simbol al inimii legate de Egipt. Până astăzi vezi oameni care au Dumnezei din ăștia făcuți de mână. Și zicea, păi ce contează că poartă o cruce la gheta? Păi ce contează că poartă nu știu ce? Contează foarte mult. Și vine Ștefan și zice, a purtat cortul lui Moloch. Îl aveau la ei, îl purtau cu ei. Inima lor era legată de Moloch. Mă, face ceva, zice ceva. Ideea aceasta că un obiect ar putea să conțină o binecuvântare și ar putea să fie binecuvântat având un obiect, e diabolică în esența ei. Și dovedește pentru cel care o poartă, chiar dacă el nu-i conștient, dovedește că mintea lui e în întuneric. Când un om se încrede într-un idol despre care cuvântul lui Dumnezeu zice așa, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și când îl vezi că se încrede în el, e o problemă dacă poartă cortul lui Moloch. Și Ștefan a murit pentru această problemă, pentru că le-a spus că au păcătuit. E o problemă când îl vezi că e religios și se încrede în niște falsuri. E o problemă când cineva îți dă bani falși. Dacă cumva îi ai la tine și te prinde pe tine poliția, ancheta cu tine începe. De unde îi ai? Pentru că falsul, un ban fals, pictat frumos, copiat cu multe elemente, 99%, e mult mai periculos decât o foaie albă, care nu reprezintă nimic. Aceasta este idolatria, aceasta este inima, imaginea, modelul pe care îl vedem în Vechiul Testament a adunării împărțite din pustiu. Și cum este oare adunarea astăzi? Erau în pustiu niște oameni care plângeau împreună cu Moise la curtea cortului, la ușa cortului întâlnirii și erau alții care păcăteau la marginea taberei cu fetele lui Moab. Și erau și unii care își purtau sub haină cortul lui Moloch, liniștiți, și în inima lor erau cu fața spre Egipt. L-au nesocotit pe Moise. Pericolul cel mare este să ne socotim astăzi cuvântul lui Dumnezeu. E full de viață religioasă în jurul nostru. Bubuie orchestre, fanfare, se dau bani, sute de mii, milioane, poate că sute de milioane de euro sau... S-au cheltuit pe biserici, pe construcții, pe activități. Și cuvântul lui Dumnezeu este tot mai neglijat, tot mai necitit. Și Domnul Iisus însuși, care este acest cuvânt, este tot mai nesocotit astăzi. Pentru că fiecare are amuleta lui din inimă. Ce s-a întâmplat mai departe?
Ideea aceasta că Dumnezeu ar putea avea un cort și o casă sau ceva, zice Ștefan așa. Părinții noștri aveau un pustiu. Ideea aceasta a progresat. Aveau cortul întâlnirii. Așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor să vorbește despre evoluția ideii de la templul, de la cortul lui Moloch, la cortul întâlnirii. Și mai departe la templu. Părinții noștri l-au adus în povățirea lui Iosua, în țara stăpânită, așa mai departe. A rămas acolo până în ziua lui David. Vreo 400 de ani a rămas cortul întâlnirii. David a căpătat milă și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacob. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Și vine aici Ștefan și repetă cuvintele Domnului Iisus. Domnul Iisus a zis, dărâmați templul acesta. Sigur că se referea la templul trupului său. Dar simbolul nu putea rămâne în picioare. Și de când a început Domnul Iisus lucrarea, până când templul a fost nemicit, au trecut fix 40 de ani. 40 de ani care reprezintă ieșirea din Egipt până la intrarea în țară. Din anul 30, de când Domnul Iisus a început lucrarea, până în anul 70, când romanii au distrus templul, au trecut fix 40 de ani. Și zice Ștefan așa, dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? În inima lor, întoarsă spre Egipt, i-au făcut de cortul lui Moloch. Au făcut o casă mică și o purtau cu ei. Uite, aici e Dumnezeu, aici e. Așa. Nu să te ducă gândul la un cuvânt care să-ți îndrepte viața, ci să zici că l-ai cinstit pe Dumnezeu sculptându-o sau turnându-o piese de argint. M-am gândit la nepoții lui Dimitrie din Efes. Pentru că atelierul și vreasla meșterilor argintari din Efes a suferit o mare lovitură atunci când un mare număr de oameni s-au întors spre Dumnezeu și au abandonat idolii. Și cei care au făcut cel mai mare scandal, prima dată s-a simțit la vânzări. Și au dat seama de pericolul căderii industriei religioase și au reacționat. Dimitrie a făcut ședință cu meseriașii și au zis, băi, breasla noastră e în pericol. Pentru că scade ratingul și dacă omul zice că nu sunt Dumnezei, ai, poate că scad vânzările, dar scade prețul. Și au răsculat cetatea. Nu cred că au trecut mai mult de câteva generații și Dimitrie s-a reprofilat. A început să facă cruciulițe de argint, a început să facă obiecte creștine și până în ziua de astăzi, industria lui Dimitrie bubuie. Toate mănăstirile au ateliere unde se fac tot felul de lucruri care sunt asemănătoare cu cortul lui Moloch, cu chipul stelei zeului Renfan, cu templele de argint ale Dianei și cu alte lucruri pe care cei care îl nesocotesc pe Moise actual, un proroc ca Moise vechi, și care în inima lor se întorc spre Egipt, le fac și sunt blocați lângă ele. Să mergem puțin să înțelegem din Numeri, capitolul 25, ce am citit acum câteva duminici, versetul 6, ca să vedem în ce fel era structurată adunarea izraeliților din pustiu. Și că într-un astfel de mod este și astăzi cei care cât de cât citesc cuvântul lui Dumnezeu, cât de cât ies din lumea aceasta, undeva în pustie ies, dar nu intră. Ies din Egipt, dar nu intră în țară. Nu ajung la credință. Pentru că este un proces în fiecare om. Un proces de sfințire care trebuie să ducă la o totală lepădare de sine și o total control al lui Dumnezeu asupra vieții lui. Și cei mai mulți din ei au căzut în pustiu și n-au avut acest privilegiu și sunt un exemplu pentru noi. Numeri 25:6. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări
a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, s-a scoat, fiul preotului Aaron, s-a scoat de mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. Știi mai departe ce s-a întâmplat. Urgia, probabil o boală, lucra în popor. 24.000 de oameni au murit de urgia aceea în momentul în care Fineas a făcut judecata, urgia a încetat. Deci vedem niște oameni care plângeau, niște oameni care se distrau, niște oameni care mureau pedepsiți de urgie, niște oameni care plângeau pe cei care mureau și, probabil, mulți din ei aveau sub haine cortului Moloch. Se pare că Moloch sau Melech înseamnă împărat. Principiul acesta al închinării la rege faraon se credea divin. Și nu numai el. De-a lungul timpului, până în zilele noastre, regele Angliei, băiatul ăsta care are case pe la noi prin țară, este conducătorul bisericii anglicane. Dar eu nu știu dacă el știe 3 versete din Biblie. Și caricatura aceasta de arhitectură, de autoritate, unii oameni, și nu oameni de jos, ci oameni care ar trebui să aibă minte în cap, o consideră divină. În țările nordice încă există regi și împărați care se socotesc sau sunt socotiți de mulți ca și dați de Dumnezeu, ca și conducători, un fel de zeități. Și până în ziua de astăzi, regii sunt divinizați. Încrederea aceasta în structuri. Una este statul, care are grijă de cei care fac rele și trebuie să conducă, și alta este idolatrizarea împăratului. Sunt două lucruri diferite. A purta cortului Moloch este un fel de idolatrie, pentru că erau mulți idoli, dar idolul acesta, împăratul divinizat, este până în zilele noastre. Și este o mare prostie. Eu nu sunt legalist deloc, nu mi-a părut rău că a picat regele Mihai. Modul cum a picat și cum a fost falsificat, că l-a făcut pe Cioabă și pe Iulian ca să batjocorească ideea de legalitate, este exemplar ca model, dar a te încrede într-un om și a-l diviniza este greșit. Procesul acesta prin care Dumnezeu s-a revelat pe sine prin cortul întâlnirii și mai departe prin templu și mai departe prin distrugerea templului, ne duce cu gândul la Domnul Iisus Hristos, care a fost împlinirea tuturor prorociilor și în sine El este, în trupul Lui a nimicit moartea și moartea Lui ne-a adus viață. Și noi astăzi trăim realitatea care se numește trupul Lui, adunarea izraeliților din pustiu. Și acum aș vrea să mergem puțin la Evrei, capitolul 4, am mai citit de aici, începând de la versetul 3, să vedem ce înseamnă a fi al lui Hristos, ce înseamnă a face parte din adunare, numai a ieși din Egipt. Pentru că acest text din Evrei ne arată că a face parte din adunare înseamnă a fi una cu Moise, cel nou, cu prorocul care ne-a scos din Egipt. Și așa că, din Evrei 3 cu 14, că ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezgudită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și vedem mai departe cum autorul epistolei către evrei aplică modelul vechi testamental al adunării din pustiu asupra adunării de astăzi. Deci nu este greșit, dimpotrivă, este perfect, util, folositor, corect să aplicăm un model ca să învățăm. Și noi când citim, să citim, în primul rând să citim ce s-a întâmplat și să ne vedem pe noi acolo, să nu ce apoi aștiați ei. Modelul ne reprezintă pe noi.
Și zice așa, cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Cuvintele care trebuie să ne rămână în minte când analizăm acest text și dacă vrem să-l înțelegem, trebuie să fie acestea. Au ieșit și au intrat. Nu-i destul că ai ieșit, trebuie să intri. Și unde trebuie să intri? Ce reprezintă Canaanul? Canaanul reprezintă intrarea în cer sau reprezintă o stare de aici, de pe pământ, a inimii noastre în care să nu mai fie dorința după Egipt? Pentru că au intrat în Canaan doar cei care nu aveau în inimă Egiptul și cei care n-au mai cunoscut Egiptul. Cei care s-au născut în pustie, care nu mai aveau ce ști. Dar Egiptul n-a intrat în Canaan. Sau dorința după Egipt. N-au fost oare tot aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? S-au răzvrătit. Cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au intrat în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredințelor. Acum, noi aplicând acest model, trebuie să vedem noi unde suntem pe acest grafic, pe această scară a atașamentului față de Egipt sau atașamentului față de Moise. Atașamentului și angajamentului față de lume sau angajamentului față de Domnul Iisus. Noi așa trebuie să vedem oglinda aceasta. Problema este foarte importantă pentru că în funcție de acest lucru Dumnezeu poate să fie, este un cuvânt aici, dezgustat. Dumnezeu poate să fie mulțumit sau poate să fie dezgustat. Și dacă citim în proroci pilda aceasta a gustului, într-un loc zice Israel a ajuns ca un vas fără preț. Când ai în bucătărie un vas care poate o săriți malțul, poate l-ai folosit, ai fiert în el una altă, poate o lua gust de la ceva, l-ai folosit la lucruri urâte, nu-l mai folosești la o masă sau când ai musafiri sau să-ți faci o mâncare bună în el. Deja a devenit un vas fără preț. Și pilda aceasta a vaselor, deci într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, ci și de lemn și de pământ. Cine se curățește de aceste lucruri, vedeți, e aceeași pildă, e același tâl. Sunt mai multe pilde, e același tâl. Cine se curățește va fi un vas de cinste, folositor, un vas de care stăpânul nu s-a dezgustat. De ce trebuie să ne curățim? De idolii Egiptului, de lucrurile lumii. Și zice așa, vedem că n-au putut să intre din pricina necredinței. Să luăm dar bine seama. Că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și zice așa, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost o evanghelie, adică și noi am fost evanghelizați ca și ei. O veste bună, care era vestea bună? Intrați în țară. Uitați, ați ieșit din... Eu v-am scos din Egipt, dar acum voi intrați în țară și ocupați prin credință aceste locuri, aceste cetăți. Dar cuvântul care le-a fost propovedit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Și aici amintește de sabatele lui, pentru că dacă citim în Vechiul Testament, peste tot e vorba despre faptul că ați disprețuit sabatele mele. Și o să citim și de acolo imediat, din prorocul Ezechiel. Adică ați disprețuit odihna mea, ați muncit voi, v-ați bucurat de lucrul mâinilor voastre. Nu, voi trebuia ca să vă bucurați de ce am făcut eu. Și să intrați, așa cum eu v-am scos din Egipt, eu vă băgam și în Canaan. Și până la urmă, dacă vedem pe Iosua, cucerirea țării,
Cucerirea, de exemplu, a cetăților din sud, care erau foarte mari și foarte puternice, era o zi, o cetate. O singură cetate a durat 2 zile, cucerirea cea mai mare, Lachish. A fost cucerită în 2 zile. Restul, o zi, o cetate. Gândiți-vă că lui Sanherib i-a trebuit câțiva ani ca să cucerească Lachishul. Și era în Babilon. Și Iosua a cucerit în 2 zile. Luni de zile au stat asediate Azeca și Lachishul de către babilonieni până când au fost cucerite. Deci a fost un lucru fulgerător al lui Dumnezeu atunci când Iosua a cucerit țara. Și zice, deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și textul, versetul 10, este cheia care explică la ce se referă odihna lui și ziua de sabat. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările proprii, lucrările lui, cu L mic. Cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Problema idolatriei este că toți acești idoli, egal că i-a făcut altcineva, te-ai plătit, toți acești idoli sunt ceva ce poți tu face. Te bucuri de ce faci. Îți vine să-i faci. Face parte din nerespectarea sabatului spiritual, care spune, nu trebuie să faci, trebuie să crezi. Trebuie să intri în odihnă, trebuie să asculți, trebuie să urăști ce poți să faci tu și de ce te poți bucura tu. Pentru că, zice într-un alt loc în proroci, idolii au mâncat munca părinților noștri. Idolatria te face să slujești toată ziua pietrelor și lemnului și metalului și a face idoli este un lucru obositor. Da, a te pocăi de lucrul mâinilor tale și a rămâne atașat de Moise, poate părea pentru foarte mulți o viață searnă. O viață m-a săturat de mana asta. Și dacă ne uităm în poveștile, istoriile din pustiu, din călătoria lor prin pustiu, odată au vrut carne, Dumnezeu nu da carne. Pe urmă o cârtit, au fost nimiciți și așa mai departe. Avem prea multe exemple ca să greșim. Avem prea multe exemple ca să nu fim încurajați, să nu avem cu ce ne încuraja. Avem prea multe exemple ca cineva să ne descurajeze pe drumul acesta. Ei când au călătorit prin pustiu, nu au fost singuri. Odată a fost cu ei o mare gloată de oameni care ieșiseră cu ei împreună dintre egipteni. Au fost popoarele din jur pe unde călătoreau, au fost amaleciți, au fost moabiți, au fost edomiți, au fost mai departe și mai departe și mai departe. Dar ceea ce a fost cu ei prin pustiu a fost Moise. Și pe urmă a fost Iosua. Și noi când călătorim prin această lume, nu suntem singuri. Noi avem promisiunea. Unde sunt doi sau trei adunați? În numele meu. Sunt și eu în mijlocul lor. Am avut niște vizitatori săptămâna trecută la firmă și unul din ei a început să mă înțepe, dar nu pe față, la colegi. Și m-a întrebat, colegele, ce-l cunoașteți? Nu-l cunosc. Dar el zice că vă știe. Poate să zică, dar eu nu-l cunosc. Și nu sunt așa bătrân să știu că nu-l cunosc. La sfârșit. Dar a lucrat, a funcționat bârfirea. Și mă întreabă una din colege, de ce nu, sau cum faceți dumneavoastră că vă adunați în grupuri mici sau așa ceva? De ce credeți că numai așa e bine? Eu nu zic că numai așa e bine, dar eu zic că avem două modele în Noul Testament. Odată ce a făcut Domnul Isus, că a avut doar 12 ucenici și ce a spus Domnul Isus, că unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și am mai spus și la
alții faptul că la Efes Apostolul Pavel nu a făcut evangelizare pe stadion, ci a vorbit, zice, cu lacrimi cu fiecare din voi. Deci v-am învățat cu lacrimi pe fiecare din voi. Este un mod și un model al lui Dumnezeu și a delicateții lui, a fineții lui de a se apropia de inima noastră. Cred că am vorbit prea mult astăzi. Ultimul lucru pe care l-aș cita este din Ezechiel, capitolul 20, un citat legat de inima noastră. Aici nu am mai pus semn. E tot o descriere a călătoriei lor prin pustie. Versetul 7. Atunci le-am zis: lepădați fiecare urăciunele care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolul Egiptului. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunele care îi atrageau privirile și n-au părăsit idolul Egiptului. Vedeți? Deja Ezechiel spune mai detaliat. Niciunul n-au părăsit idolul Egiptului. Era în inima lor. Și pentru că au lepădat poruncile mele, versetul 16, și n-au urmat legile mele și pentru că au pângărit sabatele mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor. Atunci am zis fiilor lor în pustie: nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiul lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Și tot în pustie, deci adunarea din pustie, adunarea israeliților din pustie, imaginea adunării de astăzi, versetul 23 și 24. În pustiu mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri și să-i risipesc în felurite țări, pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele și și-au întors ochii spre idolii părinților lor. Și așa mai departe. Idolii inimii au rămas. Idolii aceia, deși și idolii de piatră și de metal există. Și cu tristețe vedem când oamenii poartă amulete, chiar pe care scrie Iisus. Sunt un păcat, pentru că așa le-a format gândirea. Au dat un ban pe amuleta aia. Dumnezeu nu cere banii noștri, Dumnezeu cere inima noastră. Noi nu ne cere să ne analizăm bugetul, ci păzește-ți inima mai mult decât orice. Și în inima noastră există acest pericol de a fi focalizat nu pe Moise, pe marele preot al spre care trebuie să ne fie ațintite privirile, ci să ne fie focalizată inima spre idolii Egiptului de astăzi, al lumii de astăzi. Amin.